Mamă, acolo la... Mamă, când ai fost ultima oară în club? Niciodată. Niciodată să nu zici niciodată. Când ai fost ultima oară la Cocoa? Gata, gata. Zic, când ai fost cu 15 ani. Nu știu, mamă, ce e aici. Hai să mergem. Unde? Cocor, da. Club Rio. Aici ai. Aici e distracția. Opa, s-a oprit. S-a oprit, exact cum am intrat eu, mama. S-a oprit muzica. S-a oprit muzica. Unde ne așezăm? Săraca mama, mama mi-a zis că se simte bătrână. Mi-a zis, mă, mamă, nu mai vezi. Nu că nimeni importantă la nimic. Pentru mine e tânără. Eu nu știu dacă s-aude. Deci probabil vă întrebați de ce am mers eu la acel club de salsa, bachata, merengue. Băi, am mers să cunosc pe cineva care aș vrea să vină la noi la studioul Fred Astaire și o să ne întâlnim luni cu această persoană și vedem ce o să se întâmple mai departe. Iar acum profit de ocazie și îi arătăm lui mama Bucureștiul noaptea. Ia zi, mamă, ce părere ai despre București noaptea? Deci frumos. Foarte frumos, îți place, da? Bun. E frumos, mă. București e frumos noaptea. Și ziua, da, în anumite cartiere, nu peste tot. Zis că acasă tata dă drumul la populară, tare, la știri, dar tare de tot, că la un moment dat mă duc și zic, dă bă tata mai tare, și așa încet. Și zice că acasă o doare capul, dar aici n-a durut-o capul. Ți-a plăcut, da? Trebuie să vii cu tata aici. Ai văzut cum dansează el pe hip-hop? Bună dimineața! Elena are mișcare. Ce faci? Îmi pare rău. Fac cașa. Ia să văd, ce e aia cașa? Cașa malașa. Deci lapte cu melcișoare, da? Mm-hmm. Bună dimineața, Artyom! Stăm în desene? Da. Da? Bine. Bună dimineața, tătaie! Bună dimineața! Care-i treaba? Ți-ai așteptat femeia de la club? Am servit ceai. M-am trezit cu ea lângă mine. Te-ai trezit cu ea lângă tine. Dacă am de vreme am venit acasă, 12 jumate, da? Ei. Dar dacă ai fi mers, am înțeles că tu când erai odată în vremurile bune, tu ce făceai? Invitai pe toate la dans? Da, dar tu n-ai observat la nuntă? La ba da, ba da. Da. Ia zi mă, Mike, cum e? Frumos.
de asta. Asta o punem când pleacă de acasă? Da. Așa. Nu, și... când se întoarcă acasă. Păi când pleacă de acasă. Pleacă de acasă, abia vezi, au ieșit de pe ușă. Hai, și aici care o punem? Trei. Nu știu care. Păi hai, uite, de pe drum. Pune-le pe toate aici, așa. 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 Da. Stop. Hai. Am ieșit la plimbare cu Artem, cu Elena. Mergem să ne plimbăm, că oricum este cald afară. Am impresia că sunt undeva în jur de 10 grade și mergem până aici în parc, înapoi, pe străzile de aici, din cartierul de Alul Verde. Ia uitați ce mașină sportivă avem aici în cartier. Ia uite-o. Ce motor are? 1.8, fain. Acum o să-mi dea băieții la poartă. Hai, bine. Da, eu la viața mea am fost și mare portar. Și vă explic cum a început toată istoria asta. Eram la etajul 4 în cartierul Micro 17 și vedeam cum directorul organiza fotbalul cu toată școala și avea o preselecție de atacanți, de fundași, de mijlocași, portari și până la urmă a făcut o echipă și la care după nu știu cât, o lună, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la domnul director și i-am spus vreau și eu să vin ca portar. Așa am simțit eu că vreau să fiu portar. Portarul echipei școlii. Și a zis da, vino, hai, te vedem ce poți să faci și aia e. Am aruncat mânușile de la etajul 4, mânușile de sudor, care le avea tata, deși tata nu suda, dar le avea. Și le-am aruncat jos la parter de la etajul 4, am coborât că nu-mi dădea voie tata să ies din casă atunci și am zis dă-mă să mă furișez, m-am furișat, am luat mânușile și m-am dus și am făcut, dat testul și gata, m-au văzut că-s bun și după aia ne-am calificat cu echipa școlii, a fost cea mai bună echipă din Galați, după care ne-am dus la Onești și la Onești am luat locul 3. S-a dus bateria și cea mai bună opțiune ca să car catul ăsta e să-l pun așa pe umăr și haida. A făcut mama Ardei graj de post cu ciuperci, cu orez, cu morcov, cu ceapă. Ai mai pus ceva? Ardei umpluți. Dar ce am zis? Ardei graj. Ardei umpluți. Ia. De post. Păi da, mama, am zis de post. Și asta unde s-a dus? Nu știu unde s-a dus. Ia zi, mame, ai luat banii? Am luat. Și aici? Da, că eu-s pe sărăcie. Dar și tu ai 100. Păi eu am 100 de lei, dar spă sărăcii, cu 100 de lei trebuie să pun motorină de aia. Păi și am luat doar 200, că am crezut că tu ai 100. Păi și ce, nu ne ajung? Noi nu ne ajung, că trebuie să iau detergent, nu ne ajung iubire. Du-te atunci, întoarce-te și du-te și mai ia. Dar dacă pun de 50 de lei? Tot nu ne ajung. Deci m-am întors să mai iau un caragiale. S-a trezit Iomiță, mergem după mami, da? Da. Haide. Hai să vedem ce a cumpărat mami, ce a reușit să cumpere. Uite-o pe mami în față aici. Ce faci, mă, mami? S-a trezit, unde-i mami?
Da. Care pâine că nu am? Pâine, stai că mă duc eu și văd acum ce pâine iau. Ia să vedem, să vedem ce găsim. Nu, nu, nu prea îmi place. Bine, pentru tătaia ea, da. Pentru mine, pentru noi, prea văd. Uite, asta ar fi o variantă, ia. Vrei să faci ceai? Pot? Și pe toate astea am dat 276 de lei. Aici, fraților, o să fac autostrada. Autostrada care o să lege cu autostrada Soarelui, parcă. Vine din partea aia de pe la Sintești și se duce în partea aia spre autostrada Soarelui. După părerea mea, aceasta este o infrastructură care ar fi trebuit să apară în România acum 10 ani în urmă. Însă România e cu 10 ani în urmă față de multe alte state, țări și etc. Hai că am ajuns acasă și hai să ne jucăm. Hop! Uite ce a dat, uite ce a dat. Și... dă-i! Вау, какие синие. Это дождевые облака у мамы. Что? Видишь, какое? Это будет дождь, значит. Савец, узи минуната. La revedere. Чао. Здесь трава.